Unele dintre cele mai faimoase dispariții nerezolvate din lume s-au întâmplat în misteriosul triunghi al Bermudelor, dar niciuna nu este mai derutantă decât dispariția inexplicabilă a navei americane USS Cyclops. În 1918, această navă maritimă și-a ridicat ancora în Rio de Janeiro, Brazilia, și a navigat către Baltimore din Statele Unite Americane, făcând o oprire scurtă în Barbados. După ce vasul a plecat din Barbados pe 4 martie cu 309 pasageri la bord, atât nava cât și echipajul nu au mai fost văzuți niciodată. Până în prezent, nici măcar o singură bucată din această embarcațiune nu a fost găsită. Așadar, cum a dispărut fără urmă nava maritimă masivă USS Cyclops? Haideți să ne întoarcem în timp și să descoperim împreună ce s-a întâmplat. Construită în 1910, USS Cyclops era cunoscută drept cea mai mare navă maritimă ce transporta cărbune din marina americană. Cu o lungime de aproximativ 165 de metri și 20 de metri lățime, Cyclops era de 1,5 ori mai lungă decât un teren de fotbal. Nava masivă din oțel a fost numită Cyclops, adică ciclop în limba română, după giganții fabuloși cu un singur ochi din mitologia greacă. În aprilie 1917, Statele Unite au intrat în primul război mondial, iar Cyclops a fost inaugurată pe 1 mai 1917, urmând să fie folosită în război. Nava a fost folosită în transportarea trupelor sau resurselor și deseori ajuta la realimentarea cu cărbune a navelor de război ale forțelor aliate. În ultima sa călătorie, USS Cyclops a plecat din Rio de Janeiro încărcată cu aproximativ 11.000 de tone de minereu de mangan, o încărcătură mult mai grea și mai densă decât obișnuia să transporte. Unii oficiali portuari de la acea vreme din Rio au spus că nava și-a depășit capacitatea de transport și era supraîncărcată. Este de asemenea important de știut că echipajul nu era familiar cu minereul de mangan, pentru că era primul transport de cărbune efectuat de USS Cyclops. Înainte ca nava să părăsească Rio pe 15 februarie, ofițerul comandant al vasului a raportat că motorul de la tribord părea să aibă un cilindru crăpat care nu funcționa. Acest lucru a redus viteza și performanța navei, astfel de la o viteză maximă de 15 noduri la una de 10 noduri. Consiliul de bord care a inspectat nava a fost de acord cu observația comandantului cu privire la motor și a recomandat ca USS Cyclops să se întoarcă în Statele Unite pentru reparații și astfel nava a plecat făcând o altă oprire în Bahia înainte să părăsească Brazilia. În prezent, marina americană crede că erau 309 oameni la bord, dar evidențele contemporane ale dispariției navei ne spun că erau 293 de persoane, inclusiv 15 ofițeri, 221 de membri ai echipajului și 57 de pasageri, printre care se numărau și figuri importante, precum Alfred Gottschalk, unul dintre membrii Consiliului General American în Rio de Janeiro, care se întorcea acasă după mult timp petrecut în străinătate. Totuși, deși se presupunea ca USS Cyclops să se îndrepte direct către Baltimore, nava a făcut o oprire neprevăzută în Barbados pe 3 martie pentru reaprovizionare. Până în această zi, este oarecum neclar de ce a făcut această oprire, pentru că Cyclops ar fi trebuit să aibă suficiente provizii pentru a-și continua călătoria până la destinația finală. Câțiva inspectori de bord din Barbados au declarat că încărcătura navei nu era așezată corect, adică cărbunele nu era răspândit uniform, ci îngrămădit la jumătatea embarcațiunii ca o dună de nisip. În plus, apa era peste linia de plutire a navei, adică limita legală de scufundare, care atunci când este depășită arată că vasul este supraîncărcat. USS Cyclops a plecat din Barbados următoarea zi pe 4 martie și se presupunea să ajungă în portul Baltimore peste 9 zile, pe 13 martie. După ce a trimis o transmisiune în care a spus că vremea este bună și totul decurge conform planului, imediat ce a părăsit portul Barbados, pare că USS Cyclops s-a evaporat, fără să mai fie văzută vreodată. În următoarele zile de la dispariția navei, sute de alte vase americane din apropierea locației ultimei transmisiuni au încercat să ia legătura prin radio cu USS Cyclops în încercarea de a-i stabili locația curentă, însă toate apelurile au rămas fără răspuns. Odată cu trecerea zilelor, mass media a început imediat să facă diverse teorii despre nava Cyclops și ce ar fi putut cauza dispariția acesteia.
Nava enormă a fost cufundată de o furtună bruscă sau s-a întâlnit cu un submarin german și a fost trimisă într-un cimitir subacvatic. Mai multe reviste și ziare de la acea vreme, inclusiv Literary Digest, a sugerat chiar că o caracatiță uriașă s-a ridicat din adâncurile apei, învăluind nava cu tentaculele uriașe și apoi a tras-o pe fundul oceanului. Poate că dacă luăm în calcul mitul lui Cthulhu, vom înțelege de ce marina americană a petrecut ceva timp investigând această ultimă teorie. Ce a stat la baza dispariției navei Cyclops? Ar fi putut o furtună tropicală simplă să scufunde transportul? La urma urmei, unul dintre principalele motive pentru care în Triunghiul Bermudelor au loc atât de multe dispariții este din cauza fenomenelor naturale imprevizibile ce se petrec acolo, iar furtunile pot deveni foarte violente foarte rapid. Majoritatea experților cred că teoria furtunilor nu este plauzibilă pentru că ofițerul comandant nu a făcut niciun apel de urgență prin care să ceară ajutor și, în plus, nu au fost raportate furtuni majore în acea zonă la momentul dispariției. Alții subliniază că există furtuni violente mici, cunoscute ca mesocicloni, ce sunt imprevizibile și foarte greu de identificat, în special cu tehnologia din 1918. Furtuni precum acestea apar de obicei pe mare și se risipesc complet înainte să ajungă la mal. Potrivit meteorologilor, cum este doctorul Joan Simpson, aceste furtuni se formează foarte rapid și durează doar câteva minute înainte să dispară, în special în curentul oceanic cald de suprafață din nordul Oceanului Atlantic, cunoscut și sub denumirea de curentul Golfului, care se întâmplă să treacă chiar prin mijlocul Triunghiului Bermudelor. Chiar dacă aceste furtuni sunt relativ mici, totodată sunt și extrem de violente, formând valuri haotice uriașe, care ar pune orice navă maritimă din apropierea lor într-un pericol foarte mare. Lipsa apelurilor de ajutor poate fi explicată de aceste furtuni care deseori sunt însoțite de fulgere care interferează cu sistemele de comunicație, cum ar fi transmisiile radio de pe USS Cyclops. Totuși, încă o dată, fără nicio furtună identificată în zonă în acel moment, această teorie rămâne doar o altă teorie. Ce putem spune despre germani? Este posibil ca ei să fi scufundat nava? USS Cyclops era un activ valoros pentru marina americană în timpul Primului Război Mondial, ceea ce ar fi făcut-o să fie ținta perfectă pentru germani. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă care să indice că submarinele germane erau în acea zonă a Triunghiului Bermudelor în acel moment. Mai mult, nu a apărut nicio dovadă care să determine că Germania a fost implicată în dispariția navei, chiar dacă mai târziu forțele americane au interceptat comunicații germane prin care au aflat diverse informații militare. Toate aceste lucruri micșorează probabilitatea ca USS Cyclops să fi fost doborâtă de un atac militar german. Totuși, o parte din motivele pentru care această teorie încă stă în picioare și conform căreia forțele Germaniei au capturat sau distrus USS Cyclops este din cauza capitanului navei George W. Worley. În ciuda numelui său britanic, George a fost născut în Germania cu numele de Johann Frederick Weichmann, dar și-a schimbat numele după ce s-a mutat în Statele Unite. Au apărut diverse rapoarte conform cărora membrii echipajului îl numeau pe Worley germanul afurisit, un termen care face referire la originile capitanului. Chiar și atunci când a condus nave maritime americane, unii îl bănuiau că el sprijinea Germania în timpul războiului și că a predat USS Cyclops inamicilor Americii. Totuși, și această teorie pare improbabilă pentru că la sfârșitul Primului Război Mondial, armata americană a examinat arhiva Germaniei înfrânte și nu a găsit nimic care să demonstreze că nava Cyclops a fost capturată sau că Worley lucra ca agent dublu. Chiar dacă el nu a fost un agent 007 al Germaniei, capitanul avea alte probleme care au atras atenția investigatorilor. La scurt timp de la dispariția navei au existat niște rapoarte neconfirmate potrivit cărora membrii echipajului au pornit o răscoală împotriva capitanului Worley, aceștia acuzându-l că era mereu beat și complet nepotrivit pentru a conduce nava. Ambele erau trăsături nedorite atunci când ești numit capitan pe mare. Câteva cărți și articole l-au descris pe capitan ca un personaj ciudat, care avea obiceiul să iasă pe puntea navei îmbrăcat doar cu o pălărie, lenjerie intimă și un baston. După presupusa tentativă de preluare a controlului navei de către propriul echipaj, Worley a avut o reacție dură, întemnițându-i și executând pe unul dintre cei răzvrătiți împotriva lui.
Într-o scrisoare trimisă Departamentului de Stat după dispariția navei Cyclops, chiar și consulul american din Barbados a spus că restul ofițerilor de pe navă păreau să-l urască pe capitan. Oferind propria teorie cu privire la dispariție, consulul a scris: deși nu avem un motiv cert să credem asta, ne temem că nava a avut o soartă mult mai rea decât simpla scufundare, cel mai probabil cauzată de antipatia echipajului asupra comandantului. Pe lângă declarația consulului, multe alte resurse suspectează că a avut loc o răzvrătire în timpul dispariției. Ei au presupus că membrii echipajului navei USS Cyclops, sătui de comportamentul ciudat și pedepsele dure ale capitanului, au decis să preia controlul navei. Totuși, chiar dacă a avut loc o răzvrătire și membrii echipajului chiar au putut să preia controlul navei, acest lucru încă nu explică de ce nava nu a mai fost văzută niciodată. Echipajul fugitiv încă ar fi trebuit să acosteze undeva și, în plus, nu există niciun registru care să arate că o navă maritimă americană a apărut oriunde. Există posibilitatea ca dispariția navei Cyclops să fi fost cauzată de un defect de proiectare. Unii experți maritimi cred că soarta celor două nave surori oferă cea mai bună explicație în cazul teoriei legate de defectul de proiectare. O să vă explic imediat. USS Cyclops a avut trei nave surori, și anume USS Jupiter, USS Nereus și USS Proteus. Aceste nave maritime surori făceau parte din aceeași clasă și au fost construite după proiecte aproape identice. Deci, cel puțin teoretic, dacă a fost vorba despre un defect de proiectare în cazul navei Cyclops, atunci probabil ar fi fost transmis și surorilor sale. USS Jupiter a fost cufundată de un atac aerian al japonezilor în cel de-al doilea război mondial, deci în acest caz nu au existat probleme tehnice, însă celelalte două nave au suferit aceeași soartă ca și USS Cyclops, deși s-a întâmplat cu câteva decenii mai târziu, ambele dispărând undeva în misteriosul triunghi al Bermudelor în anul 1941. La momentul respectiv, amiralul marinei americane, George Van Dors, credea că navele surori s-au scufundat din cauza designului incompatibil cu încărcătura. Ambele nave, la fel ca USS Cyclops, au fost proiectate să transporte cărbune și, la fel ca în cazul dispariției navei USS Cyclops, atât Nereus cât și Proteus transportau minereu, doar că a fost vorba de minereu de bauxită și nu de mangan. Unii experți cred că acest tip de încărcătură a slăbit structura navei. În plus, Van Dors credea că grinzile de susținere ale navelor ar fi fost erodate după mulți ani în care au transportat cărbune acid, accentuând astfel orice slăbiciune a designului. Indiferent ce s-a întâmplat cu USS Cyclops, una dintre cele mai uimitoare piese ale acestui puzzle este lipsa epavei sau resturilor lăsate în urma navei chiar și la decenii după dispariția acesteia. Mulțumită tehnologiei îmbunătățite și tacticilor avansate de căutare, din ce în ce mai multe epave dispărute în trecut sunt descoperite acum în fiecare an și totuși nicio urmă încă de USS Cyclops. Unii cercetători cred că este posibil ca nava să fi dispărut în groapa Puerto Rico, cel mai adânc loc din Oceanul Atlantic. Localizată în extremitatea sudică a Triunghiului Bermudelor, groapa ajunge la 8376 de metri sub nivelul mării în cel mai adânc punct, cu doar 472 de metri mai puțin decât înălțimea muntelui Everest. Pasionații de epave cred că nu numai USS Cyclops, dar și multe alte epave au fost pierdute în negura timpului în această groapă adâncă de pe fundul Oceanului Atlantic. Totuși, din cauza faptului că nu se știe ziua și ora exactă a dispariției navei Cyclops, investigatorii marinei americane nu sunt siguri dacă epava se află în această groapă sau altundeva de-a lungul coastei atlantice. Rudele celor 309 persoane sau, potrivit datelor din prezent, 293 de persoane dispărute odată cu nava Cyclops încă caută răspunsuri. Ei sunt încrezători că epava navei va ieși la iveală odată ce tehnologiile de căutare continuă să fie îmbunătățite și vor primi un răspuns pentru ceea ce s-a întâmplat cu rudele lor în urmă cu mai bine de 100 de ani. De fapt, în anii 1960, un scafandru al marinei americane, pe nume Dean Hoves, a dat peste o epavă masivă pe coasta orașului Cape Charles, Virginia. Hoves a fost uimit de dimensiunile uriașe ale descoperirii sale și a susținut că a văzut, printre alte lucruri, un pod de stâlpi de oțel în timp ce explora nava, ceea ce se potrivește cu schița după care a fost construită nava Cyclops.
El a ieșit la suprafață cu speranța de a se întoarce înapoi și să continue examinarea epavei alături de echipa lui de scafandri, însă vremea proastă a forțat echipa să abandoneze zona și să navigheze înapoi către țărm. După câțiva ani s-a întâmplat ca Hav să citească un articol despre USS Cyclops și a recunoscut nava din fotografii drept epava pe care o găsise în largul coastei Virginia. Entuziasmat de descoperirea făcută, el a convins marina americană să efectueze o nouă investigație în locul unde epava a fost găsită în urmă cu mulți ani. Totuși, din păcate, noile căutări s-au dovedit a fi un eșec total pentru că nu a fost descoperită nicio dovadă care să demonstreze că aceea ar fi fost nava Cyclops. Sunt unii, precum astronautul Gordon Cooper și vânătorul de comori de pe Discovery Channel, Daryl Miklos, care cred că extratereștrii au răpit diverse nave în Triunghiul Bermudelor. Folosind hărți ale Pământului făcute din spațiu, Miklos a descoperit un obiect uriaș scufundat în apa Triunghiului Bermudelor în 2018 pe care nu l-a putut identifica definitiv ca o epavă sau o formațiune naturală. În opinia sa, Miklos crede că Triunghiul Bermudelor este o zonă unde au loc numeroase răpiri făcute de extraterestri. Astfel se explică de ce nave maritime precum USS Cyclops dispar tot timpul. Ce s-a întâmplat cu nava despre care am vorbit în acest videoclip rămâne încă un mister. Totuși, indiferent de motivul scufundării lor, dispariția navelor surori a fost o tragedie uriașă. Potrivit Institutului Naval American, rămâne cea mai mare pierdere a cadrelor militare din Marina Americană pe timp de pace. Voi ce credeți? USS Cyclops a suferit aceea soartă ca a surorilor sale datorită unui defect de proiectare major sau răspunsul constă într-o combinație de teorii diferite din jurul navei? Poate un echipaj răzvrătit, o structură slăbită și o supraîncărcare cu minereu de mangan alături de o furtună puternică și bruscă s-au dovedit fatale pentru USS Cyclops și pasagerii săi. Poate că nu vom ști niciodată cu siguranță, dar ne-ar plăcea să auzim părerea voastră. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!